Noapte de coșmar pentru o familie din satul Văsieni, raionul Ialoveni. Părinții nu au închis un ochi după ce în seara zilei de miercuri copilul lor de numai 3 ani a dispărut. L-au luat cu ei în câmp, l-a cules struguri și spun că l-au scăpat din vizor pentru numai câteva clipe. Peste 30 de salvatori și 20 de polițiști au plecat în căutarea băiatului. L-au găsit abia joi dimineața, la aproape 3 km distanță. Din fericire, micuțul este viu și nevătămat. S-a ales, în schimb, cu o sperietură groaznică. Coșmarul pentru această familie din Văsieni a început miercuri după ora 18. Părinții, împreună cu niște rude, au mers pe un câmp din satul vecin, Ruscinoi, ca să culeagă struguri. L-au luat cu ei și pe copilul de 3 ani. Toată ziua am cules pama, normal, spre seară, nu l-am lăsat o clip și l-am dispărut. Și l-am căutat și nu l-am găsit. M-am gândit mai mult la bine mea străi. O clipă de neatenție a fost de ajuns pentru ca micuțul să se strecoare printre vița de vie și să o ia într-o direcție necunoscută. Alarmați de dispariția copilului, părinții au chemat poliția. În ajutor le-au sărit salvatorii, dar și zeci de voluntari. Nu au rămas indiferenți nici locuitorii satelor din apropiere. În căutarea micuțului, oamenii au parcurs zeci de kilometri, fie pe jos, fie cu automobilele. Noi când am auzit că s-o pierdut copilul, noi am sărit și noi în ajutor să căutăm, pitim de noapte, mă rog, cum e copil mic. 3 ani, trebuie omul la nevoie să cunoaște. Pe unde l-ați căutat? Toate dealurile, chiar și pe rândurile din vie, peste tot am mers. Ne rugăm la Dumnezeu să-l păzească pe Dumnezeu. Noi când am ajuns cu mașina aici, unii de acolo mașină și tot așa ne-au spus, ne-au întrebat. Mi-a zis un băiețel 3 ani și mi-a spus că nu. Oamenii legii și voluntarii nu s-au oprit nici atunci când acele ceasornicului au trecut de miezul nopții. După mai bine de 15 ore de căutări, joi dimineață, un bărbat l-a găsit pe micuț. Zgribulit de frig, băiatul s-a oprise pe malul râului Botna, la aproximativ 3 km distanță de locul în care plecase de lângă părinți. Ginerile mi-au găsit băiețel cu nanașul pe râul Botna. Și m-a sunat și m-a anunțat că băiețelul s-a găsit și m-am întrebat dacă tot normal și a spus că e în viață. Noaptea a fost grea, dar dimineața când am auzit vestea bună, ne-am bucurat toți. Cu lacrimi pe obraz, toți am fost. Copilul a fost dus imediat la spital. A fost adus de către Serviciul Asistență Medicală de Urgență în stare de hipotermie cu spiciune la degerături. Cu o hipotermie moderată este internat acum la noi în secția de pediatrie. Oamenii legii au deschis o anchetă și vor stabili dacă părinții bebelușului vor fi sau nu cercetați.